La sfârșitul săptămânii trecute, Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung a găzduit a 13-a ediție a concursului Surâsul Mamei în prag de primăvară. În debutul manifestării au luat cuvântul directorii celor două instituții implicate în proiect, Grădinița cu program normal Sfântul Nicolae și Biblioteca Ion Barbu, respectiv preotul Ștefan Ștefănescu și profesorul Florentina Roșca. Este îndemnitatea noastră să dorim un surâs în prag de primăvară mamei dragi și ne întoarcem cu 13 ani în urmă și preșcolarii din vremea aceea care aveau 6 ani astăzi fac 19 ani. Și cum am gândit ce ar zice un tânăr care are 19 ani despre mamă? Dacă aș avea să adun 1000 de motive pentru care mama mea este atât de specială, aș putea o face. Aș putea să adun atâtea lucruri frumoase despre ea, încât nici nu știu de unde aș începe și unde m-aș opri. Aș putea să povestesc despre copilăria mea liniștită și fericită, despre faptul că am avut-o și mai ales am simțit-o mereu aproape pe mama mea. Atât de aproape cât să nu mă sufoce vreodată, dar să știu că mă pot baza pe mama mea. Copiii omagiază astăzi pe mama, pe bunica, prietena, mamele oriunde ar fi, pretutinde. Mama învățător, mama polițist, mama doctor, orice meserie ar avea, ei astăzi omagiază pe mama. În culoare și pe pensulă au redat chipuri și au pus imaginația creatoare la încercare încât să realizăm aceste minunate desene. Copiii, îndrumați de cadrele didactice Maria Gloria Ion, Mihaela Oncioiu, Maria Ene și Diana Vlaicu, au încântat pe cei prezenți atât prin cântecele dedicate mamei, cât și prin picturile realizate cu dragoste pentru mamă. Ca în fiecare an, alături de cei mici au fost prezenți și câțiva elevi de la școala gimnazială Nanu Mușcel, care au ținut să aducă și ei un omagiu celei mai iubite ființe, mama. În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată, la răsărit sub soare, un negru cum s-a arat. E cocostăpul tainic, în nume călător, al primăverii duge, iubit prevestitor. El vine, se înalță, în cerul vine zboară și, răpide ca gândul, la cuibul se coboară. Iar copila și vesel, cu pieptul dezvolit, aleargă sare în cale și zic, bine-i sosit! Atât gazdele cât și cei prezenți la această întâlnire de suflet au subliniat faptul că, an de an, cu fiecare ediție, copiii sunt mai bine pregătiți și lucrările tot mai frumoase.